Măi, este webcamera asta pe care o am, nu am cum să o arăt acum, numai dacă aș aduce oglindă, așa de pe placul meu mă face, știi? Că, știi, omul, am mai povestit eu despre asta, numai atunci este bine dispus dacă e mulțumit de el însuși. Deci asta trebuie neapărat fiecare să-și bage bine în cap, că omul numai atunci e bine dispus dacă e mulțumit de el însuși. Foarte important. Foarte important. Am făcut mai înainte un videoclip, știi? Și m-am uitat la ea. Și mai nou rar fac așa ceva să-l șterg. Și l-am șters. Pentru că nu mi-a plăcut, știi? Am făcut cu ăsta. Ăsta are sistem de filmat, deci video. E? Și, da, uite, asta e webcamera, vezi că așa se vede. Și atâta de clare mi arată toată bătrânețea asta, știi? Dar asta truchează. Asta nu că truchează, dar face niște culori, are un sistem de, cel puțin mie îmi place, știi cum face culorile, știi? Și cumva mai atenuează din bătrânețe, știi? Știi că e o povară foarte grea acum, care nu are încă 65 de ani. Cineva m-a întrebat nu demult câți ani am. 65 am. Îmi amintesc când am început eu să mă folosesc de internet și să comunic pe internet, îmi ascundeam vârsta. De fapt, majoritatea oamenilor au tendința că numai dacă te uiți pe Facebook, nu tot fiecare încearcă să ascundă vârsta. După aia, când înaintezi în vârstă, știi, deja nu-ți mai pasă, îmi dă impresia. Dar, uite-te, toată lumea ascunde vârsta pe Facebook. De ce ascunde? Este o tendință generală a oamenilor de parcă le e rușine câți ani au, știi? Sau ar vrea să fie mai puțin. Este o povară psihică a oamenilor care e de neînțeles la o adică, nu? Că de ce tot timpul vrem să ascundem vârsta, nu? Nu suntem mulțumiți, mă. Ai, îți dai seama cât de multă lume nemulțumită cu vârsta, mă. Dar vezi, asta o să fac publică, pentru că e așa cum e, sunt eu. Nu? Dar nu întotdeauna poți să fii așa, știi? Nu, îți spun, numai atunci poți să fii tu însuți când ești mulțumit de tine. În momentul în care nu ești mulțumit de tine, deja ești sub orice critică. Pe, cel puțin pe asta, pe imagine. Da, deci, trebuie să cauți în fel și chip să fii mulțumit de tine și atunci ești fericit. Asta e cheia succesului, adică nu cheia de a fi tu însuți fericit. Na, o zi bună!